Doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct de aici, din platoul Informația TV, unde alături de mine se află doamna Ana Maria Biriș, domnul Mircea Dobra, domnul Sergiu Băbășan și domnul Adelin Ghearfaș. Ne spuneați, doamna Biriș, că se poate ajunge la electorat și cu informații, nu doar cu pomeni electorale, dar au partidele informații, au programe partidele pentru a ajunge cu ele la electorat. Eu cred că totuși mesajul, sigur că au niște cărțuri acolo stufoase în care se amestecă de-a valma idei de dreapta, idei de stânga. Programele politice sunt, cred eu, mă rog, informațiile pe care le am se realizează pe baza unor sondaje de opinie. Ce vor alegătorii, asta le dăm. Ce vor să audă, asta le spunem. Îi întrebăm întâi care sunt problemele care îi frământă și apoi venim cu programul care răspunde la răspunde doleanțelor lor. Ceea ce mie mi se pare fundamental greșit. Este un mod total, total greșit de a face politică. Pentru că partidul trebuie să aibă principii, după care un sistem de valori, principii după care construiește acel program, trebuie să fie nu neapărat afiliat clar unei doctrine, dar acele principii trebuie să iasă din mintea celor care s-au reunit în partidul politic și nu să fie, mă rog, pachetate dorințele alegătorilor în roșu dacă e PSD, în galben dacă e PNL și așa mai departe. Însă, în acest moment, insist asupra ideii că informația clară care trebuie transmisă alegătorilor este că, de fapt, acum nu vorbim despre creșteri de salarii, despre creșteri de pensii, despre șosele, despre drumuri, despre până și contractul de proiectare pentru al treilea pod din sat, care este semnat. Despre ce vorbim? Vorbim despre reformarea fundamentală a societății românești. Dacă cei vinovați, cei care au furat în acești 26 de ani, trebuie să plătească sau nu? Dacă mai acceptăm în viața publică persoane condamnate, dacă, când am auzit, fac o paranteză, dar vine ca argument în susținerea a ceea ce spun, că domnul Dragnea solicită programul informatic care, cu care se vor număra voturile pentru că nu are încredere. Domnul Dragnea, tocmai care este condamnat pentru modul în care are o condamnare penală. Ana, nu este... De ce să nu alegem persoane condamnate, persoane certate cu legea, dacă ele, acele persoane ne promit majorări de salarii, dacă ne scapă de taxe? Doamna Cădar, dar ajungem într-o nebuloasă totală, opacă, totală, adică nu mai știm ce este bine și ce este rău, nu mai facem diferența între a fi cinstit, ceea ce este un lucru bun, a fi muncitor, a-ți câștiga pâinea de zi cu zi cinstit, sau a fi hoț. Dacă acceptăm să reprezinte în viața publică, să ne reprezinte persoane care au condamnări penale, indiferent care ar fi natura acestor fapte pentru care au fost condamnați, o faptă penală te scoate, trebuie să te scoate într-o societate normală, trebuie să te scoate din viața publică. Domnule, nu se poate să visă, cum face Victor Ponta acum, că atacă hotărârea judecătorească de declararea doctoratului lui nul, sau nu știu dacă e hotărârea judecătorească, mă rog, hotărârea aceea pentru ca să-și păstreze beneficiile pe care le-a obținut în urma doctoratului. Păi cum să mai fii avocat dacă n-ai dat examen de admitere în barou, așa cum fac toți avocații, cu excepția celor care sunt șmecheri, care și-au făcut întâi un copy-paste, un doctorat și au intrat pe baza acelui doctorat. Trebuie scos total, să nu mai aibă dreptul să practice avocatura. A fost profesor, nu știu până la ce nivel a ajuns, la Universitatea Română-Americană, la Facultatea de Drept. Eu mă înspăimânt. Totuși, a fost un model pentru niște studenți care acum sunt cine știe unde. Răspândiți în societate. Domnul Băbășan, doamna Biriș ne spunea că acum trebuie să stabilim dacă vrem să scăpăm de cei cu probleme penale, de cei condamnați,
Păi am auzit de mai multe ori spunându-se că toți fură, măcar ăștia ne dau și nouă, adică cei care vor să ne dea salarii mai mari, să ne scape de taxe. Păi da, vedeți, dumneavoastră, acesta este rezultatul la care s-a ajuns în urma muncii asiduie în ultimii 25 de ani a clasei politice. A venit și ne-au convins că ei ne vor binele, dar într-o anumită măsură mai mult își vor lor binele. Și deja tindem să credem că e o normalitate. Chiar aud la dezbateri televizate sau la radio în care, domne, bine să fure, e ok să fure de nu așa de mult. Deja nu ne gândim normal ar fi să nu fure. Despre asta vorbim. Deci aici noi, ca și principii, avem o problemă. Simplu fapt că este în cărți domnul Dragnea, că despre el vorbim, o persoană condamnată pentru acte care presupun alegerile, deja noi ca societate, ca oameni, ca fiecare dintre ca indivizi, avem o problemă de traiectorie. Aici trebuie noi și numai noi să ne rescriem principiile. Că nu ne aștept domnul Dragnea să vină să spun sincer, nu-l văd pe domnul Dragnea, băi, aveți dreptate, eu chiar nu sunt bun pentru funcția asta, nu mai candidez, am să plec. Nu. Noi suntem cei care trebuie să-i spunem lui, domnule, nu ești bun pentru noi, nu ești exponentul nostru. Ești condamnat. Înțeleg, sunt de acord cu prezumția de nevinovăție și o accept, este sfântă. Dar atât timp cât ești condamnat, deja este la alt nivel discuția. Când ești doar în tot la felul de... Da. Iar, domnule, este la de casă, ca răspuns la întrebarea noastră. Asta a fost planul lor, acum el funcționează. Adică vedem roadele într-o anumită măsură, dar cred că ajungem la sfârșit. Băbășan, dar și celelalte partide au până la urmă persoane condamnate? Toate partidele au persoane condamnate. Și atunci ce facem? Bine, dar nu pe sunt cine alegem? Nu de unde alegem? Partici, nu sunt totuși pe listă. Sau mai mare, dar măcar și-au asumat poziția de luptă anticorupție și și-au, mă refer în special la PNL. Da, deci dar aici până atinge și pe nu, ei, că le vede pe noi am văzut. Deci nu are gura să nu-și asume, nu, și domnule, care, domnule nu, și parlamentar, singurul și parlamentar, partid singurul partid care a votat. Da, și-au retras deci oamenii să imediat ce au fost... Da, da. Deci amintiți-vă reacția lui Blaga în momentul în care a fost... Cercetată. Și nu numai, nu numai domnul Blaga. Unde este Olteanu? Păi de Ioan Olteanu n-am mai auzit. Nici vezi ori aceleași probleme. Cu toată lumea, asta este adevărat. Principiul este sănătos. Totuși la PNL, sigur că au fost probleme, dar... altfel au fost rezolvate. Nu îi păstrează în niciun caz. Nici la PSD nu mai auzim de Șova, doamna Biriș. Haideți păi să fim corecți. Și acolo s-au retras unele persoane. Unele persoane. De o floare nu se face primăvară. Era excelent exemplu dumneavoastră dacă nu l-aveam ca exponentul principal pe domnul Dragnea, care se aude deci, în continuare sigur. În dânsul. În politica românească nu mai există care apare și ne tot spune tot felul de minuni. Un, partid, un președinte de partid politic să fii condamnat penal și să mai ai... Nu știu cum să-i spun, să conduci un partid și să mai și afin că noi nu desemnăm primul ministru sau înainte de alegeri ca să nu ni le lege, deci mi se pare strigător la cer și revoltător. Și iarăși vedeți că apar acum discuțiile referitoare la referendumul pentru familie. Pentru, da, și vedem, port drapel pe domnul Tăricianu, da. Nu știu, a mai dat un bar o dată de două ori, de trei ori, și a cincea oară, domnul Dragnea, la fel, apărătorii familiei nu, tradiționale. Ei sunt apărătorii familiei tradiționale. Astea sunt, nici nu știu cum să le zic, da, oameni politicianisme, fanariote, ca să ne caracterizeze pe noi în istorie. Și nu, ce încredere să mai va legătorul când o să vină domnul Tărăcean și s-au apărut domnul Tărăcean și zic, eu susțin familia tradițională. Sau în 2007-2008, da. Dublăm salariile bugetare. Dublăm. Cineva cam de a face cu bugetare. Nu oameni buni. Discrepanța între privat și stat. Asta mă enervează. Și-au luat salarii și pensii parlamentare, au mărit o grămadă de salarii și venituri speciale, așa mai departe, multor categorii sociale din, care au fost în bugetul de stat. Și atunci omul care a muncit toată viața, un inginer de la unde ia 15 milioane pensie și un, să nu zic, nu dau nume, că poate să supără careva pe mine, ia 50 de milioane. E corect? E corect. Aceeași categorie de muncă, de experiență, de pregătire, de coate, e corect? Nu este corect. Atunci, și domnul Tăricianu trăiește cu iluzia. Domnul Tăricianu trăiește cu iluzia. Ce credibilitate mai au ei care au mărit salariul și în 2010 vine Băsescu, spune, domnule, nu mai avem de unde plăti. Și am dreptate, eu dau dreptate. Domnul Tăricianu a prins poziția de prim-ministru. Nu mai avem de unde plăti, că nu ne mai ține punga. În perioada aia, 2007-2008, când era boom-ul economic.
El crede că a fost meritul lui acea creștere economică pe care a avut-o. Nu era meritul lui. Ca unde bancă noastră și așa de bancă, știu ce am. Dacă exact. Merge bine, dai o primă, dai o vacanță, dai la angajat. Anul ăla. Anul ăla. Dar da. Nu pentru viața ta. Când ai dat salariul ăsta de jăgată, el crede că îi se cuvine. Te-ai angrenat la niște cheltuieli pe care nu le ai. Exact. Sau de unde deci, n-ai exact toate aceste provisiuni care se fac. Și toată lumea, doamna, promite. Dar nu promit. Face presiune pe buget. Și vă dați seama, când promit că tai 102 taxe și face oameni buni. Domnul Dobra, nu mă refer... ce spune, dar de unde aduceți voi în loc banii? Dăm sursa. De unde crești salariul? Foarte bine o să spun. Dacă o să de, stat. De unde? Vreau să mă întreb la ce aici, aici aș veni cu o precizare da, și faptul că tot am v-am întrebat, ce scuze. Da, deci, pe lângă că vin cu aceste măsuri și aceste legi populiste, dar nici măcar nu respectă cadrul legal referitor la ceea ce discutam noi aici. Sigur. Nu au voie să modifice cu 6 luni înainte de alegeri. Deci este ceva anormal. Deci gargară de referendare a scorba românul care a fost... lege tot votată în Parlament. Pe fapt. Nu se poate. Făcând abstracție de sursa de finanțare, de unde vin banii, cum vin banii... Ei știau că oricum va fi atacată la Curtea Constituțională și explicați, legea. Exact, chiar dacă... și exact asta este. Deci a fost o măsură populistă care va fi atacată la Curtea Constituțională și nu va produce efecte. Exact la fel cum e cu legea Franciei. Asta de prostească în față. E greu de explicat, apropo de mesajul nostru, că trebuie să mergi să discuți cu omul. Omul nu vede, omul strict. Nu, trebuie să spui clar. Exact. Vrei ca cei care au furat din, asta trebuie. De la... Când n-ai încotro, ăștia noi. Fură, ăștia nu. Sau ăștia, nu, măcar s-au afirmat poziția anticorupție. Să fie pedepsit și să dea banii înapoi, da, votează aia. Nu vrei, ți-s bune ăștia hoții, votează-i pe aia. Că restul e greu să înțeleagă. Garanțiile trebuie și lor, că pe cuvinte și din nou, ce ne este nu, greu, greu să spunem păi asta? Nu, asta este că ei au probleme cu garanțiile. Sigur, da, garanțiile pe care le prezintă sunt, cei care spun. Garanțiile sunt, până la urmă, nu mergem din 90 încoace, putem să mergem numai în ultimele două legislaturi. Hai să vedem în ce fel s-a degradat și viața politică și viața economică, când s-au dat cele mai mari tunuri. Păi dacă a ajuns Văcăroiu să apară și să ne spună cât s-a furat, da, cât s-a furat în guvernarea PSD, mie mi se pare... Mă rog, Curtea de Conturi, o fi știind totuși ceva. Deci asta este scandalos. Prejudiciul dosarul Microsoft... Că apropo de dosarele astea, că apropo referitor la DNA, măcar ne aduce și ne aminte și ne reîmprospătăm memoria cu cine au condus România în ultimii 26 de ani. Că tot apar nume, tot dar apar. Nu e, dar... Prejudiciul dosarul Microsoft este de 60 de milioane de euro. Doamna, da, dar în ce perioadă a fost dosarul Microsoft? Tot a fost după 2000. Haideți! Dar pe rând fiecare dintre ei când au ajuns acolo da, au identificat sursele pe care să ia banii. Microsoft, dar până atunci vreau să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere ce credeți că așteaptă electoratul, alegătorii de la candidați în această perioadă? Să vorbească de realizările din ultimii 4 ani sau despre ce vor face în continuare? Părerea mea, dacă îmi permiteți. Să fie sincer și să spun adevărul, să nu mai vin cu gogonele de genul că vom face, că vom dezeca. Nu, să fie sincer. Și cred că dacă vom fi sincer, omul de bună credință o să dea votul. Să spună ce în stare el să facă sau ce a făcut. Sau de ce domnule mai Dobra, de unde știm noi când un candidat este sincer și când nu? Pentru că vedem, experiența ne-a arătat că ne-am ars de mai multe ori. Un om informat, exact. Da, eu asta aș vrea să spun. Am stat un pic să mă gândesc, pentru că nu există o variantă sau alta. Până la urmă, ceea ce ai făcut până în momentul în care candidezi, te reprezintă. Deci e absolut firesc să te prezinți cu ceea ce ai făcut până în acel moment, după cum, în completare, trebuie să spui și ce vrei să faci. Care este, până la urmă, motivația ta pentru a merge în Parlament? Pentru că știți, dacă luăm leafa parlamentarului și suma aceea forfetară, partea care nu mai trebuie justificată, nu e chiar așa o leafă de mare. Eu și știu oameni... Păi tocmai, asta este o întrebare foarte bună. Asta este întrebarea. Persoane care lucrează și acum și în, serviciu, așa de mare, în serviciu public au leafă, adică venit lunar mediu din declarația de avere scos la 7500 de lei, păi un parlamentar nu sunt câștigă 7500 de lei pe lună. Deci nu pentru salariu. Indemnizați undeva la 4500 de lei. Ei merg acolo pe acolo este indemnizația de parlamentar. Plus că mai suma forfetară, de contare de cheltuieli și așa mai departe. O parte din suma forfetară pe care nu trebuie neapărat să o justifici și să zici că, mă rog, aia poți să o mai...
dar poți influența valorile retrocederilor pe care le dai. Poți influența licențele deci de software pe care le achiziționezi. Pe declarația de avere. Deci acolo este miza, realmente, aceasta este miza. Da, și toți speră că la un moment dat ajungă acolo. Înseamnă că din start omul acela nu merge ca să facă ceva pentru așa comunitate. Este. Foarte de acord cu noastră. Așa deci trebuie să te prezinți prin ceea ce ai făcut și să spui care este motivația, ce anume vrei să faci. Dar din acolo. Punctul acesta de vedere și ca să atingem un picuț răspuns și la întrebarea doamnei Stella, mie mi se părea mult mai echitabil și mult mai normal acel vot uninominal, persoana respectivă era cea care venea, susținea, era ales de către partid, susținea ceea ce făcea, nu trăgea după el știu eu care mai de care oameni, pentru că în momentul de față, realmente, primii de pe liste, dacă se ascunde orice altceva, că vor merge automat prin votul care vine și trage lista. Soluția. Nu e normal. Soluția sau invers, când este liderul, trage și pe alți doi care sunt... Soluția corectă era eficient. Totuși păstrarea votului uninominal da, cu corecțiile din legea electorală, exact. Corecțiile financiare. Să nu se poate corect. Câștiga. Aia era după, și varianta. După legea votului uninominal sau după alegerile în urma votului uninominal s-au trezit cu un parlament de 500... Păi da, că au vrut să nu se lasă afară. Datorită faptului și tocmai a... proaste înțelegere a legii, au ajuns USL-ul să aibă atunci la un moment dat 85. Aproape eu nu-i suspectez de prostie. Eu cred că a fost bine gândit. Sau așițele... bine, nu asta a fost cel mai grav lucru, că Parlamentul a ajuns la un număr inacceptabil de mare de oameni. A fost o eroare fost legislativă, eroare, mă rog, majoră. Majoră și cu impact și așa. Și dar bun. Grav a fost că au intrat persoane atât de departe de ceea ce ar trebui să fie un eu cred că nici măcar propria familie nu puteau să-și reprezinte corect. Adică, scuzați-mă, poate că sunt un pic mai dură decât ar fi cazul, dar când auzi un parlamentar într-un interviu întrebat care este profesia lui, să spună meseria mea e auto, mie mi se pare cum să spun... Tot repet chestia asta, dar e jignitor. Cum se poate, da? Cum se poate așa ceva? Funcția obligă ca să fii oricum pregătit. Sigur. Sau atâția care au... Ținută să cunoști ce se întâmplă... Deci, domnul Dobran, nu de doctorate. E o demnitate publică. Nu de doctorate vorbim, dar hai să ne uităm și noi în grădina noastră de școli generale terminate, de licee terminate, de facultăți pe unde au fost terminate. Hai să îndrăznim să zicem și lucrurile astea, că și în grădina noastră poate, sunt probleme. Sunt și care au luat doamna Biriș. Eu am ajuns să am pretenția, numai atât mai spun și tac. Pretenția este să aibă școala făcută la zi. Deci pentru mine asta este un criteriu. Cu diplomă de bacalaureat sau fără, doamna Biriș? Eu cu diplomă de bacalaureat, școala făcută la zi. Și ce se întâmplă? Poate să facă și că au făcut-o și alții la celălalt sau nu știu, la fel. Bine, dar bine. Să fii măcar pregătit, să nu fii prost. Ai zis toată chestia. Dar pentru nu, că dar... nu neapărat. Adică nu e o condiție să ai o școală, doamna. În sensul să o fi făcut, școală. Să fii mers prin școală, domnul Dobra. Să seara sau dimineața, corect. Nu contează. Să ai o diplomă. Dar nu să-ți cumperi diploma. Doamna Biriș, vorbeați de cheltuielile pe care le are statul, practic noi toți cu acești parlamentari și mi-am amintit că doamna Andreea Paul, deputat de Țara Oașului, și-a făcut publice cheltuielile, cât a cheltuit statul cu... ea, în perioada 2012-2016, am intrat pe site-ul ziarului Informația Zilei și vedem aici, ne spune doamna Andreea Paul, că în perioada decembrie 2012-octombrie 2016 s-au cheltuit 197.000 de euro cu mandatul doamnei Paul. În condițiile în care, ne spunea doamna Paul, se numără printre parlamentarii care au cheltuit cel mai puțin, având în vedere că are domiciliu în București și nu încasează acele sume pentru chirie. Da, aia este într-adevăr încă o cheltuială destul de consistentă pentru parlament. Undeva la 4.000 de euro pe lună, dacă faci mică scurt. Deci pentru un parlamentar nu este o sumă mare din punctul ăsta de vedere. Important e, exact cum v-am spus, acei oameni să fie conștienți sau să perceapă faptul că dețin o demnitate publică. Deci nu poate oricine sau să-mi doresc, vreau să-mi doresc, îmi doresc să devin parlamentar, să fie un moft. Nu, domnule, tu trebuie să fii conștient că reprezinți o comunitate, binele acelei comunități, te lupți pentru comunitatea respectivă. A fi parlamentar nu este un moft, nu este un hobby pe care că e la modă să fii parlamentar. Acolo am ajuns, din păcate. Și aici, iarăși, poziționarea
Mă refer aici în județul Satu Mare, că hai să discutăm despre problemele locale, la ceea ce se întâmplă. Lucrurile sunt foarte clare. Avem două opțiuni, cum zicea și doamna Biriș. Ori e albă, ori e neagră. Și eu o sintetizez în felul următor. Ori e PSD, ori e PNL. Și eu, sincer, văzând și poziționarea PNL-ului și șansele pe care le are, eu optez sincer pentru PNL. Pentru că ăsta este teoretic... Nu e chiar faș, sunt și alte partide în Satu Mare. Este și UDMR, este și ALDE, avem PMP, avem și... Deci mă refer strict la locurile eligibile. La Camera Deputaților e o discuție, la Senat e altă discuție. Un loc eligibil este a UDMR-ului din start, al doilea loc eligibil se va decide între PSD și PNL. La Senat. La Senat. Deci este un lucru cert. Ce optăm noi ca și sătmăreni? Cine să ne reprezinte în Parlamentul României, în Senatul României? Nu trebuie să ne gândim la... Într-adevăr, sunt formațiuni, de-aia am un pic de regret că aceste formațiuni politice n-au reușit sau n-au depus suficiente eforturi ca să atragă oameni de calibru, oameni de calitate, oameni care să poată să reprezinte interesele orașului și a municipiului. Asta este ceea ce ne doare și, din păcate, următorul mandat parlamentar, dacă nu acționăm la modul concret și la modul de a avea o opțiune clară, ori albă, ori neagră, ne vom regăsi în aceeași postură. Și, din păcate, de acolo se dă ora exactă. Indiferent ce face administrația, se poate face din punct de administrație publice locale. Dar de acolo vin încă o dată repartizările de sume, sumele forfetare care... Parlamentarul nu trebuie să fie implicat în repartizările bugetare. Nu este implicat. Scuzați-mă. E adevărat. Parlamentarul trebuie să meargă să facă legi. Trebuie să alegem acolo. La votarea bugetului. Da. Nu există, dar să aduc amendamente. Legea lobby-ului nu există. Dar la legea bugetului se aduc amendamente. Vrând nevrând suntem oameni și discutăm între oameni. Și asta... Vine liderul de grup și zice... Stop, nu mai susțineți nimic, votăm cum s-a decis în birou permanent. Astea sunt... Da. Nu, parlamentarul trebuie să fie un om obișnuit, un intelectual, pentru că el acolo va trebui să citească proiecte de legi, va trebui să le înțeleagă, să cunoască, să aibă proprietatea termenilor, să aibă o judecată logică. Da. Să poată să mânuiască, să se descurce bine pe computer, să-și adune informațiile pe care nu le are în domeniile în care lucrează și cel mai important este să aibă foarte mult bun simț. Când votează ceva, când scrie un articol de lege sau vine cu un amendament, să se gândească că acela va trebui înțeles de ultimul lui alegător din circumscripție. Esențial asta este să înțeleagă impactul pe care îl vor avea legile pe care el le votează asupra celor care l-au votat. Deci dacă acolo asta este esența. Trimitem persoane pentru care a citi fluent un text este o problemă, spuneți-mi, nu este e normal, enorm să cheltuiești 200.000 de euro pentru așa ceva. Să fie și în realitate. Exact, este taxa forfetară cu venituri și mai departe persoane sau la 4.000 de euro pe lună, nu e o sumă care să te sperie la un parlamentar. Mi-e pare rău că doamna Paul nu mai candidează la Satul. Da. Într-adevăr, era și este o persoană pregătită, știe economie, o bătăioasă, nu știu, n-au lăsat-o cei de la PNL local, sau n-a fost susținută de doamna Gorghiu. Mi-e pare rău că chiar este un competent, doamna... Domnul Dobra, eu sunt un om care critică atunci când trebuie criticat și n-am teme să fac acest lucru. Dar de asemenea trebuie să și laud atunci când se merită. Din punctul meu de vedere, această acțiune pe care doamna Paula a întreprins-o și anume să-și facă public sau să fie transparente cu cheltuielile, mi se pare un lucru democratic, pur de transparență și salut. Și a făcut și un raport de activitate. Salut acest lucru. A făcut și un raport de activitate printre puținii care... Ne arată cum ar trebui să facă. Acum sunt convins că undeva pe parcurs și doamna Paula a greșit în relația pe care a avut-o în echipa dânsei, din moment ce nu este acum pe liste. Sunt de acord că este persoană competentă, dar nu este suficient. Probabil că trebuie să știi, să nu fii, știu eu, nu zic neapărat că dânsa este, știu eu, deasupra tuturor sau încrezută, dar când ajungi la nivelul acela, oamenii după aia te repudiază. Chiar dacă ai capacitatea să citești termenii, chiar dacă ai capacitatea să faci legile, dacă nu știi să le explici oamenilor că tu le vrei binele, nu vei fi exclus. Corect. Deci din punctul acesta de vedere, da, doamna Paul este o pierdere pentru Satu Mare pentru că ne-a arătat un model. Nu cred că marea majoritate dintre cei care sunt acum vor urma acest tip de model. Dar și doamna Paula are experiență, este tânără, dinamică, da, este tânără, dinamică și este... Păi, dar cine are un singur mandat. Era din Bobota. Este și asta. Este și asta. Era din Bobota.
Să nu uităm, cum a zis Patriarhul Daniel, Bobota, la legile din 2014, de multe ori Dumnezeu a lucrat pentru români prin oameni străini de neam. Deci, corect. Doamna Biriș, domnilor, cum vedeți viitorul guvern? Sondajele ne arată că PSD are cele mai mari șanse să câștige alegerile, să ia cel mai bun scor. Se mai poate schimba ceva? Eu cred că se poate și sper să se schimbe. O spun răspicat, pentru că dacă PSD împreună cu ALDE sau fără ALDE sau, mă rog, va ajunge să facă propunere pentru prim-ministru, mă înspăimânt la ideea că domnul Orlando, fostul ministru al fondurilor europene, ministru de finanțe și cu, mă rog, o declarație de avere pe care anii o studiază de mult și numai nu ajunge la nicio concluzie, ar putea să fie propunerea de prim-ministru. Eu cred că PSD-ul în acest moment are o foarte, foarte gravă problemă de credibilitate și cred că pentru ei, pentru viitorul lor pe termen lung, nu că aș dori eu neapărat ca stânga în România să ajungă, mă rog, pe temelii solide să crească, nu prea agrez această doctrină de stânga, dar pentru viitorul lor pe termen lung ar fi foarte bine să înțeleagă că au o foarte gravă problemă de credibilitate și indiferent cine ar fi propunerea lor de prim-ministru din PSD, va fi greu să coaguleze acea parte sănătoasă a societății în sprijinul guvernărilor. Probabil că vor merge tot pe sistemul pe care l-au adoptat în perioada în care Ponta era prim-ministru, când dețineau controlul în Parlament. Dacă vor ajunge să facă guvernul, doar așa se va putea întâmpla. Și va fi o instabilitate politică importantă în țară. Eu asta prevăd. Dacă... Doamna Biriș, spuneați că PSD are o problemă de credibilitate. Sondajele vă contrazic. Deci eu nu înțeleg, chiar nu înțeleg de ce cei care efectuează sondaje nu spun și ei problema credibilității, propriilor credibilități. Pentru că până la urmă accept că în zona rurală din România, când spui PSD, mă rog, apare un zâmbet larg pe fața majorității persoanelor de acolo, dar să nu uităm că Ion Iliescu urmează să fie judecat pentru... Deci este cercetat. Este cercetat și... Da. Faptul că e judecat, nu i-am pus încă sentința. O să-i o pună instanța. Tardiv. Pentru PSD, pentru imaginea PSD-ului în zona rurală, Ion Iliescu este o ancoră foarte puternică. Dacă se va demonstra că nu chiar tot ce a făcut și că foarte multe din lucrurile pe care le-a făcut Ion Iliescu n-au fost în beneficiul real al României, eu cred că până și zona rurală va avea un seism. Problema este că, într-adevăr, mai sunt 3 săptămâni și e destul de greu ca mesajul acesta să ajungă la toată lumea. Nu știu, dacă PNL-ul și USR-ul ar avea suficientă înțelepciune să-și transmită mesajul prin persoane neutre. Deci tocmai ceea ce spuneam, candidatul în campanie nu este credibil, indiferent ce spune. Ei ar trebui să găsească lideri de opinie credibili în comunitățile respective care să le poarte mesajul, nu candidatul. Pentru că candidatul suferă. Da, într-adevăr, dacă ne uităm în prejudicile României, sunt socialiștii la putere. Într-o formă sau altul, guvernelor, președinții. Eu vreau și mi-ar plăcea să fie ca principal partid să facă o guvernare foarte de dreapta. Asta mi-aș dori eu personal. Și nu vorbește de lumea nici de PMP, nici de UDMR.
ar fi o șansă pentru satul mare dacă ar intra UDMR-ul la guvernare. Pentru noi, pentru Sătămăria, ar fi o șansă. Pentru că prin legea bugetului și prin alte rectificări anuale, bugetare și mai departe, s-ar trebui să facă lobby parlamentare de Sătămăreni pentru satul mare, dacă UDMR-ul va intra la guvernare. Da, nu-i treaba mea, așa că eu cred că încă jocurile se joacă. PNL-ul, USR-ul, PMP-ul și UDMR-ul poate ar face o figură frumoasă, facă o alianță ca să zdrobească, așa zis, PSD-ul, care nu-l iubesc de la... Îl iubesc de mult, de la... nu o să-l iubesc. Niciodată, exact. Nu, mă rog, aș vrea să fie o guvernă de dreapta în România după 11 decembrie. E o părere personală. Eu sunt optimist și îmi permis să spun că va fi o guvernare de dreapta după 11 decembrie. Lucrurile poate nu sunt deocamdată clare, dar eu cum nu va fi, domnul Gheorghe, în condițiile în care sondajele spun altceva? Sunt desigur că ALDE intră în Parlament? Deci sondajele arată că ALDE intră în Parlament. Doamna Stella, uitați ce rateu a dat sondajele în Statele Unite. Și au dat un rateu în conform teoriilor și conform științei. Sondajele de opinie au maxim o marjă de eroare de 3%. În Statele Unite au avut o marjă de eroare de aproape 10%. Și să un lucru care îi cer și România. Spune-mi cine plătește sondajul ca să spun cum ești. Cum ești, pardon. Deci, ideea este și cine face sondajul. Și nu este... Iar, și mai relevant exemplu care s-a întâmplat în România a fost alegerile prezidențiale între Iohannis și Ponta. Exact. Au ultimele schimbări, pe ultimele zile, schimbări, pe ultima zi la un om poate schimba emoția. Importante. Emoția de moment. Diferența. Iohannis a câștigat pe emoție. Pe un faptul, milion de voturi. Un milion, exact. Un milion de voturi în două săptămâni, de la un tur la altul. Deci așa ceva, eu sper, din tot sufletul, sper într-o prezență masivă la vot. A fost deci, un vot anti-PSD, clar. Mare. Să fim peste 50% clar. Și atunci vom începe să contăm. A fost anti. Votul nostru chiar va conta. Trebuie neapărat, indiferent de opțiune. Da. Indiferent cine de... va crea acea emoție, domnule Băbășan, de care este nevoie? Încearcă, de care politicieni vorbea încearcă. Domnul Gheorghaș. Politicieni încearcă și chiar mă gândeam acum la ironia din zilele acestea, este faptul că domnul Dragnea iese pe televizor și spune nu lăsați toată puterea mâinile lor. Este exact pe același slogan au făcut PNL-ul când a mers cu Iohannis, nu lăsați pe Victor Ponta să fie și președinte și mai apoi să numească și premierul. Deci ironia aceasta mi se pare așa puțin interesantă. Din punctul acesta de vedere, hai de să luăm realmente. Domnul Iohannis este președintele României, dânsul numește premierul. În cazul în care niciunul dintre partide singure nu fac 50% plus 1, domnul Iohannis va numi premier. Domnul Iohannis nu va numi un premier ostil dânsului. Nu va numi un premier condamnat, care să aibă probleme care cu legea care este... Dar pentru ce va face domnul Iohannis în condițiile în care PSD și ALDE vin cu doamna, o propunere de premier? Doamna, de episodul Băsescu, când toată lumea zicea Iohannis prim-ministru, Iohannis prim-ministru, și a venit Băsescu și a zis Croicu. Dumneavoastră vedeți o... asemănare deci, între partid, Traian Băsescu nu, și nu, Claus Iohannis? Nu, v-am dat un exemplu. Deci... Cum a zis și domnul Băbășan, nu va nominaliza un prim-ministru care să fie ostil, nu va nominaliza un prim-ministru care să fie condamnat penal, va nominaliza... Va trebui susținut de Parlament. Nu se poate, nu se va întâmpla. El este președintele României. Parlamentarii trebuie să fie susținut de Parlament ca să fie votat. Să nu votează a treia oară. Vor fi rupturi. Vor fi rupturi. Pică Parlamentul. Vor fi alegeri anticipate. Acești parlamentari care tocmai au fost intronizați în ghilimele de vorbind, vor refuza a doua propunere. Nici vorbă. Nici vorbă. Deci vor vota cu ambele mâini. Vor fi rupturi. Și vor fi rupturi. Și atunci este momentul în care se fac jocurile de culise. Bănuiesc eu că nu știu, n-am experiență parlamentară, dar bănuiesc așa. Să presupunem că 50%, nu 80% sau 90% dintre cei care merg acolo merg nu pentru salariul de care vorbeam adineori, ci pentru influența care vor să aibă pe lângă viitorul guvern, da? Ce credeți că vor face aceia? Că vor zice, domnule, nu ne opunem, că asta e vântul, mergem cu curentul și vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Vor vota premierul pe care îl va da domnul Iohannis. Pentru că, și acolo, domnul Iohannis, vom vedea, pentru că joacă viitorul mandat. La această nominalizare joacă viitorul mandat. Asta este adevărat. Dar eu aș vrea să mai menționez altceva. Dar pentru domnul, dacă tot joacă președintele viitorul mandat, părerea mea. Pentru domnul Iohannis, n-ar fi mai comod să aibă un guvern PSD decât
Mai comod din ce punct de vedere? Ca să poată câștiga alegerile. Da, stați puțin, cu aici, guvern PNL care nu politica. Aduce bunăstare, pierde mai degrabă alegerile domnului. Dar de ce credeți dumneavoastră că e convins că guvern PNL va aduce bunăstare în guvernul în această premisă? Un guvern PNL va aduce bunăstare conform... Dacă îl vede incompetent din start, nu îl va susține din start și atunci nu mai avem de această discuție. Știu, dar probabil dânsul... Că Partidul Constituțional și doamna Biriș nu mai au identitate. Nu știu dacă va fi PNL-ul neapărat. Nu va fi PNL-ul singur, asta este clar. PSD-și devin liberali, mai liberali decât liberalii, deci nu mai au identitate. Tocmai de-aia era bună alternanța la guvernare. Politicile de stânga se alterneze cu politicile de dreapta. Politicile de dreapta acumulează, alea de stânga mai risipesc, mai... Atine echilibru, deci, corect. Asta este, deci atunci există un echilibru. În schimb, nu știu, această identitate doctrinară din punct de vedere economic, nu mai vorbesc de cel ideologic, nu mai există. Și atunci discuția este clară. Mai fost, au și făcut USL-ul. Eu nu zic că... A fost în stare de orice. Da, dar USL-ul a fost de fapt o structură, o struță, o cămilă făcută ca să lupte împotriva lui Băsescu. A fost un contrapartid. Da, nu poate PNL-ul actual să intre într-o alianță cu PSD-ul pentru că nu, deci asta omul... Este... Locomotiva lor a spus clar. Nici guvern de Uniune Națională, decât dacă se întâmplă ceva ce nu estimăm. Ascultați-mă, că se poate orice. Vără de interese, atât personal sau de grup. De fapt, asta e politica. Nu imediat. Și vrei să transmiți și celorlalți ca prin bunăstarea ta sau prin inteligența ta, tu ești în stare să coordonezi pe celălalt prin lege și așa mai departe. Deci să nu mai spuneți în politică că nu se poate. Ascultați-mă, eu sunt de părere și susțin această idee că în următoarele luni și în următoarele nu se va întâmpla acest lucru, pentru că va fi o ruptură puternică. Adică PNL-ul riscă dispariția. Vă spun eu de ce. Vine USR-ul din spate, care îi mătură toți alegătorii când face o asemenea. În acest moment, că se va întâmpla o tranziție, 6 luni de zile, domnul Cioloș va da eroare, nu știu ce să spun. Și atunci se spune, haideți să ne unim pentru binele național. Atunci, da, în momentul acesta, cu toată responsabilitatea, vă spun, nu se poate. Dar vedeți că USR-ul nu dorește să intre la guvernare. Nu. Face bine, USR-ul face bine, stă în umbră. Stă în umbră, vrea să vadă PNL-ul cum își joacă cărțile, că PNL-ul are prima șansă aici. Dar dacă nu joacă bine, îi mătură din partea lui înspre el. USR-ul are doctrină. Ei nu au... Nu, au, dar asta nu e rău pentru România. Asta nu e neapărat rău. Foarte rău. Deci în afară de justiția, ei nu susțin absolut nimic. Pe mine persoană mă deranjează. Pe mine persoană mă deranjează. Ceva într-adevăr și sincer eu cred că o să votez cu USR. E interesant, dar e o variantă. Mă mai gândesc să văd dacă... Ce aș vrea eu, dacă îmi permiteți. Dacă îmi permiteți să aduc în discuție, că n-am discutat deloc și eu apreciez. PMP-ul are un candidat, un lider, care este printre puținii oameni care își asumă. Eu sunt cel mai bun, cel mai potrivit și voi fi premier. Nu, va fi ministrul transportului. Nu știu ce va fi, dar este într-o anumită măsură interesantă această atitudine. Nu îmi dau seama cât este deficientă, dar probabil pentru nucleul dur al lor, mi se pare că este o strategie interesantă. Nici eu nu cred că este o strategie morală, dar ca să faci un guvern, a fost alianța cu UNPR-ul și acum fac implozie. Au luat un EPR-ul, au crezut că toți sunt ca și Steriu și, mă rog, alți câțiva mai, dar aici mai, duși, mai scoși în lume, dar marea masă a EPR-ului nu este așa. Și doamna Biriș, Băsescu, indiferent cum s-a mai și afirmat aici, Băsescu este un om locomotivă. Deci atrage după el, este un lider. Și eu zic, este un lider, indiferent. Criticat sau nu, are masa lui de electorat și una semnificativă. Și părerea mea este că este omul care va decide sau care va înclina balanța spre stânga sau spre dreapta. Nu știu, dar va cere ceva. Puterea aia, da? Deci, Bineînțeles, așa spune. Cel puțin așa spune. E jucător. E jucător. Nu neg experiența pe care o are. A reformat cât de cât statul român, pentru că dacă ne uităm în 2000 sau 2004, când Năstase așa mai departe, ceva incredibil, că nu știu, era România. Omul care s-a bătut cu ei și a reformat cât de cât statul român, dar încă trebuie făcut pași, eu așa o văd. Deci nu s-a oprit aici că dacă nu câștigă ea sau ea, trebuie să mergem mai departe să facem ceva pentru țara asta, prin legi, prin bună guvernare, prin administrare și așa mai departe. Eu sunt unul dintre oamenii care n-am fost de acord în momentul în care au încercat să-l dea jos pe Băsescu, din perspectiva faptului că democrația funcționează în felul în care tu primești 4 ani de zile și ai la dispoziție 4 sau 5 ani în speța președintelui, ai 5 ani de zile compleți, nu la jumătate, pentru că s-ar putea să fii într-un moment așa și după aia să urci, ceea ce e normal. Deci cred că din punctul acesta de vedere a fost, nu trebuie să luăm pe Băsescu că a primit ura sau că populația nu l-a vrut. A fost votat cuvârșitor,
de către populație. Dar problema pe care eu am cu domnul Băsescu nu este nici experiența pe care o are, nu este nici capacitatea dânsului, nici capacitatea dânsului de a duce nava prin valuri de 16 metri. Nu contest, am văzut acest lucru. Ce contest eu sau problema pe care o am raportat la dânsul este că tot dânsul trebuie să fie primul și n-a reușit să crească lângă dânsul lideri. Cei care le-a dat girul s-au dovedit a fi tot oameni corupți. Pe care noi acum noi putem numi că a fost de la Bistrița Năsăul, că a fost de la Suceava, că a fost Elena Udrea, că a fost oricine, din păcate ei au dispărut. Deci din punctul acesta de vedere pe mine mă sperie capacitatea dânsului de a-și face echipa. Dacă mă trezesc că cei din jurul dânsului care sunt acum peste 4 ani de zile putere sunt tot așa, că dânsul n-a putut să-i vadă. Valabil pentru deci, aici am problema reală. Domnule Băbășa, rămâne de văzut cât de corupți sunt acei oameni despre care vorbiți, pentru că niciunul, nici celălalt nu are o condamnare deocamdată. Aoleu, stați așa, că trebuie să se bucure de prezumția de nevinovăție până la urmă. Pe cel de la Piatra Neamț avem o condamnare și avem de asemenea da, mai multe. Cel de la Piatra Neamț este stați o condamnare. Liniștite, dar este, deci sunt. Elena Udrea nu are o condamnare. Așa este, dar are probleme din perspectiva aceasta. Și acum, dacă este să intrăm în amănunt, unele dintre problemele lor sunt pentru că era o normalitate să faci așa lucrurile pentru că nimeni nu te oprea. Dar asta nu înseamnă că era legal. Ei, ce acum sunt convinși de faptul că nu sunt vinovați pentru că în jurul așa se întâmpla. Asta era simțit ca fiind o normalitate. Dar nu era rigorul legii. Să facem această precizare, domnule Băbășan, pentru că, dacă nu mă înșel, Marian Oprișan a fost acuzat vreo 8 ani de zile. Era pe el pusă eticheta de corupt și până la urmă a fost achitat. Da, deci sunt situații. Așa este, din perspectiva aceasta. Dar aici noi vorbim ipotetic, adică nu ipotetic, ci pragmatic, de niște cazuri certe, oamenii ce au ieșit din jurul dânsului și sunt prea mulți. Dar oamenii respectivi nu mai sunt, deci nu mai... Da, s-a depădat de balast, cum ar veni. Acei oameni nu se mai regăsesc. Da, lângă, Adelin, dar de ce dânsul n-a avut puterea să-i vină și cu oameni care a fost gândit corect. Bine, a început bine? De ce nu a avut puterea să-i controleze pe cei oameni să se aleagă de așa manieră încât să nu ajungă în stadiul în care au ajuns ei acum? Nu știm dacă sunt vinovați, dar au probleme din perspectiva aceasta. Vom vedea dacă sunt și vinovați. Asta este problema reală pe care domnul Băsescu are. Că tot dânsul la vârsta lui trebuie să fie exponentul. Nu a găsit un lider după 10 ani la președinție. Eu apreciez că este un lider. Apar pe scena politică partii de noi. Oameni care măcar vin cu USR-ul, de exemplu ce spuneau, dacă a dovedit în București, capitalul României, că pot să facă ceva și... Hai să le dăm părerea personală, hai să le dăm o șansă. Dacă tot cu aia, unde ajungem? Hai să le dăm o șansă, părerea personală. Pentru că dacă l-am văzut că a furat de 2 de 7 milioane, ce crede ca și Ionică cu oile? Ce mai crede mai am în tine? Da. Dar ce a făcut domnule Dobra USR la nivelul Bucureștiului? Au făcut o mișcare fantastică, au luat nu știu câți consilieri locali, dacă vă uitați în alegeri locale. Și sunt oameni care, după câte văd, nu sunt foarte bine informat, că n-am timp să stau să urmăresc liderii politică, care încearcă măcar să miște lucrurile, să transparenteze viața publică, politică. Și-a oprit-o pe Gabriela Firea de la niște greșeli de vreo... Așa, cât deci, au putut asta ei? Văd 3, eu. Cât pot? Măcar să le dăm o șansă, doamna Cădar, o șansă. Oamenilor care vor să facă ceva, dacă tot pe cei vechi și iarăși noi, unde ajunge? Le dăm o șansă. Eu părere personală. Aș vrea să răspund și eu la întrebarea noastră, dacă îmi permiteți. Sigur. Din perspectiva mea, am văzut la alegerile din 2012 un Nicușor Dan care era timid, intrat în politică, făcuse 80.000 de voturi pentru o campanie doar în media, Facebook și lucruri de genul acesta, ceea ce nu era puțin 80.000 de voturi. Și am văzut cum după aceea domnul Nicușor Dan a crescut exponențial prin acțiunile care cred că ar trebui să definească un lider sau un om care ajunge să-și ceară voturi. Așa cum spuneam la început, a venit din societatea civilă, s-a bătut cu samsari și cu oameni care aveau influențe puternice în primăria Bucureștiului, vorbim aici de valori enorme pentru terenurile și pentru construcții care urmeau să face, și s-a bătut cu ei mai mult decât a reușit să se stagneze, chiar să le oprească, să le anuleze autorizația de construire. Care, să ne înțelegem, dacă dânsul nu făcea acele lucruri cu echipa dânsului, astăzi acele erau construcții ilegale și nimeni niciodată nu le mai dădea jos. Deci, din punctul acesta de vedere, Nicușor Dan a făcut lucruri așa cum cred eu că ar trebui să facă un politician înainte să-și ceară votul. Nu, le-a făcut prin intermediul unor ONG-uri. Nu contează, este exponentul și acei oameni nu au venit să spună nu le-a făcut, le-a făcut noi, ci echipele au făcut. Le-a făcut în echipă, deci aveau angajați permanent. Dar nici nu mă aștept să nu aibă echipă. Sincer, mă bucur care reprezentau, interesele lor. Dar mi se pare normal asta. Este lăudabilă implicarea lui în ceea ce a făcut în București. Dar să nu uităm că rezultatul de la București a venit totuși pe fondul unei degrincolate a PNL-ului.
Niciodată în istoria post-decembristă PSD-ul n-a câștigat în București. Și este o realitate. Au venit, este o realitate și a câștigat și România nu fie, pentru că filme de și acum în scurt, cu toate că îi simpatizez, doamna Firea a ajuns ca primărița, primarul București, datorită USR-ului. De a fost o primar a Bucureștiului de ultimele mandate, a fost a PSD-ului, chiar dacă dânsul dansa frumos că este independență, fim serioși, era PSD-ului. Domnul Urcușor Dan are o mare calitate, însă trebuie deci să fie mai abil, să fie mai abil din punct de vedere politic. A intrat în politică. El nu poate să nu recunoască că n-a intrat în politică. Este în politică. Candidează pe lista unei formațiuni politice. Deci el trebuie să fie mai abil în ceea ce face. Bun. Și acum, cum am și spus, și încă o dată mă repet, la Satul Mare nu au găsit oameni și slavă Domnului, eu zic că sunt. Hai să vedem paradigma. Băsescu, Traian Băsescu cu PMP-ul este în paradigma veche. Și anume, ei au venit, au luat sub 5% și au reușit prin acele voturi pe care ei le-au luat să negocieze ca nivel de posturi de conducere la nivel național, vicepreședinți de consilii județene, primari, viceprimari, aproape 20%. Deci, 20% din vicepreședinții consiliilor județene sau viceprimari sunt deținuți de PMP, că ei a 5% ei le-au folosit să negocieze viceprimari, vicepreședinte, ca oamenii care le-au dat să aibă majoritatea. Ei, Nicușorul Dean cu USR-ul, vine în paradigma cealaltă și spune, domnule, mie nu trebuie acum, pentru că nu pot să fac. Și mai mult decât atâta, îmi pierd acest avânt pe care l-am, pentru că oamenii vor spune, mă vor identifica cu ceilalți. Și el spune, nu, domnule Băbășan, la cei vicepreședinți vor aduce voturi pentru PMP? Da. Da, deci din punctul acesta de vedere, PMP-ul este bine organizat. Are un lider bun, are un lider care își asumă rolul pe care îl are de lider, nu se teme să facă acest lucru, de asemenea are în spate experiența necesară să spună că este cel mai bun, adică, cum să vă spun, când un om îți spune că este cel mai bun și și dovedește, nu prea poți să-l contrazici. Față de ceilalți, probabil este cel mai bun. Dar nu știu dacă e cel mai bun pentru România. Nu știu dacă este cel mai bun pentru România. Dar din punct de vedere a informației pe care o are, ei sunt convins că are experiența suficientă. Dar nu știu dacă pentru România este cel mai bun. Hai scapă. Deci este un om care n-a pierdut nicio alegere. Orice bătălie a câștigat-o. Primar, orice bătălie a câștigat-o. Vom vedea acum. Să lăsăm pe Traian Băsescu și să revenim la Satul Mare. Cine credeți că va câștiga alegerile? Cine va reprezenta județul Satul Mare în Parlament după 11 decembrie? Pude mereu clar, un senator și poate chiar doi deputați, după câte socot eu. Doi deputați. Atunci vine și senatorul, cred că după el. Un senator vorbea oricum. Și al doilea sunt șanse să vină la... Al doilea... La doi... Nu. Să vedem. Dacă se disipează voturile PNL, USD, PSD, ALDE, nu știu ce, mă rog, o vine și ne-a zis câtă încredere prezintă pentru electoratul lui sau așa mai departe, așa că totuși sper la un senator UDMR, unul PNL, un deputat PNL, PSD și UDMR. Încă. Cred că doi deputați. Și ar mai fi opoziția, acum nu se știe care, că sunt 5 în total. Da, am zis doi atunci. Doi UDMR ia probabil doi deputați. Da. Cel puțin acum are doi deputați și un senator. Doi deputați, da. Așa acum, da, și un senator. Da. Uitați, eu ca și senator mi-ar place să-l văd pe domnul Albu, ca să spun nume. Între toți cei care sunt în momentul de față în oferta politică pentru Senat, mi-ar place ca domnul Albu să fie cel care câștigă. La deputat, să știți că am o dilemă mare. Mare și sunt în analiză continuă, sincer vă spun, dintre cei care sunt acum și analizez și încă votul meu nu este decis. Dar ca și preferință aș putea să spun în sensul acesta. Domnul Albu, pentru mine, cred că ar fi mai eficient decât toți ceilalți care sunt în momentul de față pentru Satul Mare, din perspectiva aceasta. Doamna Biriș, cine credeți că vă reprezenta Satul Mare în Parlament după 11 decembrie? Nu vreau să vă spun cine cred, vreau să vă spun cine vreau să reprezinte. Pentru că așa se spune că puterea gândului mai poate influența, așa că hai să trimitem gânduri bune spre cei de dreapta și să sperăm că vor avea un senator și doi deputați. Din păcate, USR-ul pe partea de deputați are o ofertă. Nici nu știu cine este. E cineva venit din altă parte. Din Cluj. Și din Cluj. Care nici pe locul 2 este un sătmărean. Da, e adevărat. Pe locul 2, da. Pe locul 2 este și e o persoană ok, numai că nu prea i-am văzut. Așa că mă îndrept și eu spre PNL. Nu știu. Așa cum i-am văzut făcând campanie, nu pot. Oricât aș fi eu de dornică să le trimit energie pozitivă, nu cred că putem spera la mai mult. Și atunci...
fără să o doresc în mod special, probabil că celălalt senator va fi UDMR. Spun asta pentru că nu cunosc activitatea domnului candidat. Știu că a fost reprezentantul UDMR-ului în Consiliul Național al Audiovizualului, probabil că mai și este, dar... Nu este ademisionat. Mă rog. Așa, dar până la urmă și asta nu știu dacă altceva decât... Mă rog, nu mai intrăm în detalii, chiar nu-i cunosc activitatea, așa că nu știu dacă... Iar ceilalți doi candidați de la deputați sunt ok, dar îi cunosc personal pe amândoi, ca persoane sunt cei de la UDMR. Cei de la UDMR. Rămâne la Maghiar Loran întrebarea totuși de ce o face, pentru că despre declarația lui de avere am vorbit, avea un venit consistent în satul mare și e interesant ca un mă rog, o persoană cu o familie tânără și așa să se pornească, dar probabil că devotamentul pentru cauza ridicării Ardealului este mai mare decât alte avantaje. Iar al cincilea loc de deputat rămâne pentru PSD, dar poate că ar trebui să se mai gândească PSD-ul, să nu-i caute anii la declarațiile de avere, de vremea când au fost consilieri județeni, pentru că chiar nu-s bine făcută. Eu apreciez că la Senat UDMR-ul și iar locul celălalt între PSD și PNL, adică domnul Ardu și domnul Leș. Îmi sunt prieteni amândoi, le doresc succes, așa apreciez eu. Iar la Camera Deputaților, PNL UDMR 2, PSD și s-ar putea să avem o surpriză, USR-ul sau ALDE prin Ovidiu Sinari. E o părere personală. Ce partide au șanse să treacă pragul electoral? Să vă zic eu care este poziția mea referitor, cum e mai afirmat-o și o zic și o susțin și acum. Ideea este că la Senat un loc va fi a UDMR-ului, al doilea loc eu sper să fie a PNL-ului și vă susține pe această cale și pe domnul Albu. Sper să reușească și consider că așa ar fi cel mai bine pentru satul mare. La Camera Deputaților lucrurile sunt clare pentru două poziții de UDMR, unul PSD, unul PNL și al cincilea loc rămâne la bătaie. Nu știu dacă nu-l va lua PMP-ul la redistribuire. ALDE nu cred, nu consider că vor reuși bună să mențiune, facă. Bună mențiune. Acum am dat ALDE nu cred că vor reuși să merge la negociere PMP-ul și liderul actual al PMP-ului are un cuvânt destul de greu, zic eu, la București. Contează și... Liderul este și candidatul. Ar fi tot și candidatul pentru Camera Deputaților. Un om de dreapta. Eu zic că atunci satul mare ar avea un câștig de cauză. ALDE ne-a lămurit acum, sincer. Un om care a fost în PNL, ALDE, PSD, a candidat numai ca să scape de probleme penale și nu și-a asumat acest lucru. Sincer, nu știu cum mai poate acest om să rădeie mie onoarea și demnitatea, când el, prin gesturile pe care le-a făcut, fiind anchetat și urmărit penal, să sară de la un partid la altul numai de dragul de a fi deputat. Așa ceva este, nu știu, ne sfidează pe față și sfidează și logica și bunul simț. Dacă îmi permiți, din nou, când critic și când trebuie să zic altceva, zic, eu am fost un împătimit adversar al domnului Silaghi în campania din 2012 și mai apoi în cea din 2014, Nu, eu spun altceva. Au apărut acele dosare, am fost și eu convins că este așa. Mi se pare absolut ciudat că nu s-a ajuns la o trimitere în judecată, nu s-a dus la o condamnare. Deja încep și eu să cred că mai mult au fost făcături. Dar din perspectiva cealaltă, sincer vă spun, nu cred că Ovidiu Silaghi este suflul nou pe care satul mare l-are nevoie, nu cred că este alternativa pe care satul mare o are în momentul de care are nevoie și dincolo de problemele presupuse a fi penale, mai veni cred în că trebuie altcineva nou, exact. Că am văzut câte Hai s-a întâmplat. Hai să discutăm ce s-a întâmplat în PNL satul mare. PNL satul mare era Ovidiu Silaghi, punct. Așa se întâmplă de obicei cu oameni. A venit cumnatul Adrian Ștef, asta este și a devenit vioara a doua. Nepotism. Și PNL satul mare a fost reprezentat de către o singură persoană. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. PNL-ul, într-adevăr, începe să vină cu o altă atitudine, cu altă prestanță.
În schimb, ei au rămas pe aceeași poziție. Sunt unul, deci partidul care a reprezentat în Satu Mare de către o singură persoană și toți cei care s-au înconjurat în jurul aceleași persoane. Nu este normal, nu este democratic și nu așa trebuie promovate interesele județului Satu Mare în Parlamentul României. Parcă nici nu era așa de grav că este cumnatul dânsului, dacă era și competent. Problema a fost că a fost și cumnat și nici nu a fost ce trebuie. Deci am avut problema reală. Nu vreau să comentez, știm cu toți cine a condus județul în ultimii 4 ani de zile, câte am auzit la radio, câte realizări au fost, cum au fost, pe bani, Sibiu, județul Sibiu. Cartea n-am citit-o, nu? Nu m-am auzit la radio. Cartea n-am citit-o. Alocați bani pe publicitate și pe alte spoturi, în condițiile în care județe gen Sibiu aveau alocate sume mult infime față de ce a alocat județul Satu Mare în campania, apropo de campania electorală din, la alegerile locale. Au motive Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu să se teamă de fraudarea alegerilor, doamna Piriș? Da, știu că se poate. În condițiile în care spuneau că președinta AEP, așa este, președinta AEP a fost arestată și deci alegerile se vor desfășura fără un șef la AEP. Eu cred că se tem că au pierdut total controlul la autoritatea electorală permanentă. Cred că ăsta e singurul lucru care le provoacă insomnii, pentru că felul în care a fost demarată organizarea alegerilor, faptul că, mă rog, ștampilele vor fi sigilate imediat după finalizarea votului, că va fi supravegheată video numărarea voturilor. De la alegerile locale știm că buletinul este scanat, deci votul multiplu este exclus. Mie mi se pare că e singura variantă, într-adevăr, rămâne posibilitatea de a frauda prin softul cu care se va face centralizarea voturilor. Însă, eu cred că premizele sunt create ca să nu se întâmple treaba asta, din moment ce softul este cumpărat pentru alegerile locale. Lasă urme oricum. Chiar dacă ar face asta, ar lăsa urme și ar fi s-ar putea dovedi. Sigur. Și nu este ceva ce... totuși, unul din punctele vulnerabile de la Autoritatea Electorală Permanentă, aș zice chiar primul punct vulnerabil, a fost îndepărtat. Nu mai avem pe acea minunată doamnă care, mă rog, a fost agățată cu contracte, dar... Doamna Biriș, domnul Dacian Cioloș îi răspunde lui Liviu Dragnea cu privire la aceste acuzații. Am înțeles că domnul Liviu Dragnea este îngrijorat de posibila fraudare a alegerilor parlamentare. Știu că dumnealui este un om cu experiență în organizarea alegerilor și mai știu că în trecut nu totul a mers bine din acest punct de vedere, a scris premierul pe un site de socializare. A spus foarte bine. Foarte bine a spus. Elegant. Da. Și asta nu a spus hoțul strigă hoții, ci a spus o... Asta este riscul la care se supune PSD-ul. Apoi a mai adăugat premierul, autoritatea electorală permanentă este în subordinea Parlamentului, nu a Guvernului. De aceea, dacă domnul Dragnea este preocupat de stabilitatea acestei instituții, are posibilitatea de a-și mobiliza partidul pentru a face o nouă numire la președinția AEP. Dacă are suspiciuni în legătură cu softul de numărare a voturilor, poate solicita Parlamentului să lămurească acest lucru direct cu conducerea AEP. Mă înțelegeți de ce îl iubesc pe... Uitați, un sistem în care creează emoții. Vedeți? Asta este un sistem prin care se creează emoția. Da. Zice puțin, dar când ziceți, vine să ne jucă o ciolă. Și vă spui, bun, cu bun simț. Da. Și doar când trebuie. Și doar când trebuie. Nu... gratuit. Eu cred că în alegerile astea parlamentare, strategii ăștia de marketing vor avea o mare problemă. Părerea mea. Nu vor mai ști cum să se orienteze, nu vor mai ști ce să facă. Și vede, tocmai de asta cred că se orientează pe niște mesaje. Nu se adaptează regulilor de până acum. Sunt, cred că, total absenți. Și nu, nimic nu mai corespunde. Acum au început să... În schimb, declarații de genul ăsta prind. Domnule, și oamenii încep să reacționeze. Dobra, va reuși premierul Dacian Cioloș să creeze acea emoție de care are nevoie această campanie electorală? Nu cred că emoție, nu știu cât va transmite electoratul, dar încrederea oarecare există și, cum vă spuneam la început emisiunii, mie îmi place de persoană că nu s-a înscris politic, adică ca și membru. Nu vrea să fie subalternul nimănui. Adică vrea să fie un partener cu președinte și vor să facă ceva în continuare.
mi se pare corect, dar toți acei lor care îi e frică de soft sau mai departe, au greșit justiția de ei, statnici că le vine rândul, că hot au fost și sunt. Și vor veni pe rând, că nu poți să iei pe toți odată, așa că de ce să spere, că dacă ai furat, ai făcut ceva. De-aia, la urmă tot. Tot ajungi ca să dai socoteală, nu există, așa că să aibă răbdare că dacă au făcut tot, o vin și la ei. Timpul, da. Exact. E liniștit că nu scapă. Așa că lăsăm alegatorii să... Cred că suntem apolitici acum, sau facem politică, nu am făcut, nu am făcut, eu l-am făcut. Suntem cetățeni care suntem trebuie cetățeni, să conștientizăm că trebuie să ne implicăm politic. Să transmite un mesaj foarte corect și clar alegătorilor, pentru că noi nu suntem susținătorii cuiva acum, nici a unui partid, așa că să fie bine informat, să întrebe ce a făcut, ce n-a făcut, ce promisiuni face și să voteze măcar în conștiință de cauză. Da. Și să voteze fiecare conștiință lui și interesele lui. Și opțiunea nu mă interesează, nu există. Mă să votez. Opțiunea nu mă interesează, nu există. Trebuie să ne intereseze și să ne implicăm. Da, până la urmă toate partidele au și lucruri bune și mai puțin bune. Noi punem punct emisiunii noastre din această seară. Doamna Biriș, domnilor, vă mulțumesc că ați răspuns invitației, vă așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Rămâneți cu Informația TV.